Bună seara! Am participat la summitul de la Washington privind securitatea nucleară, care tocmai s-a încheiat, unde am transmis un mesaj cât se poate de clar din partea României. Țara noastră este determinată și angajată în respectarea standardelor și obligațiilor care revin în domeniul securității nucleare. De asemenea, am confirmat sprijinul pentru inițiativa Statelor Unite ale Americii de continuare a procesului privind întărirea securității la nivel global, securității nucleare, evident, inclusiv prin păstrarea rețelei de reprezentanți naționale a celor 53 de state participante. Am exprimat disponibilitatea României de a continua să participe activ la acest proces. România este parte la toate convențiile ONU privind securitatea nucleară și are o cooperare foarte bună cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Țara noastră aplică cele mai stricte reguli pentru gestionarea și manipularea materialelor nucleare, dar și pentru combaterea traficului ilicit cu astfel de materiale și mai ales a terorismului nuclear. Sprijinul nostru pentru o serie de angajamente multilaterale promovate în cadrul summitului a rămas neschimbat. Totodată, am anunțat o serie de noi angajamente pe care România și le-a asumat cu acest prilej, și anume: 1. Consolidarea capacităților naționale pentru investigații criminalistice în domeniul nuclear. 2. Îmbunătățirea securității transportului materialelor nucleare și radioactive prin implementarea unui sistem pilot de depistare a circulației și transportului surselor radioactive. 3. Dezvoltarea și implementarea unui curs național de training pe tema culturii securității nucleare. Și 4. O nouă contribuție voluntară la Fondul de Securitate Nucleară al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. România are o serie de realizări în domeniul securității nucleare care trebuie recunoscute și asumate ca atare. Am folosit acest prilej pentru a le evidenția. Acestea reprezintă suficiente motive pentru a fi cu adevărat mândri de conduita noastră și suntem convinși de perspectivele pentru dezvoltarea în continuare a programului nuclear românesc, în conformitate cu cele mai înalte standarde în domeniul securității și siguranței nucleare. M-am referit de asemenea la provocările de securitate cu care se confruntă regiunea Mării Negre. Acestea sunt cât se poate de relevante în contextul discuției despre întărirea securității nucleare și prevenirea terorismului nuclear. Cred că regiunea Mării Negre este crucială nu doar pentru securitatea regională, ci și pentru cea euroatlantică în ansamblu. Din acest motiv am pledat pentru ca această regiune să beneficieze de o atenție specială în arhitectura de securitate și pentru o intensificare a cooperării strategice pe acest palier. Alături de ceilalți participanți, am convenit asupra comunicatului final, care se concentrează pe etapele ulterioare de menținerea impulsului politic pe tema securității nucleare. La comunicatul de la Washington au fost anexate 5 planuri de acțiune dedicate rolului organizațiilor și inițiativelor internaționale active în domeniul securității nucleare. Statele participante au reconfirmat la cel mai înalt nivel voința politică de a continua eforturile în domeniul securității nucleare și prevenirii terorismului nuclear. Am convingerea că mesajele și acțiunile țării noastre exprimate sau reconfirmate la Washington în aceste zile vor contribui la menținerea profilului internațional al României de stat cu o politică nucleară responsabilă
și recunoscută ca atare în plan internațional. O întrebare, două, dacă aveți, legate de summit. Ziua. Sebastian Zacman, Ziarul Adevărul. Ce poziție s-a adoptat la acest summit față de Rusia, în condițiile în care Moscova a absentat deliberat și separat v-aș întreba care e poziția României în dialogul cu Moscova? Nu s-a discutat această chestiune. Și în ceea ce privește România? Asta nu ține de summit. Mulțumesc. Bună ziua, Oana Bâlă, Radio România. Spuneați înainte acestui summit că România are un program nuclear clar și că face parte din grupul restrâns al statelor cu capacități nucleare relevante, posesoare ale întregului ciclu al combustibilului nuclear. Cât de importante sunt aceste aspecte în actualul context de securitate? Sunt foarte importante, fiindcă odată cu dezvoltarea ciclului complet, o țară poate să învețe. Deci se creează pe parcurs expertiza necesară pentru fiecare etapă în parte. Începând de la chestiuni relativ simple, cum sunt mineritul, până la chestiuni foarte complicate, care țin exact de securitatea nucleară, însemnând transportul materialului nuclear, păstrarea după utilizare și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe chestiuni care au un specific aparte și care nu pot fi învățate în alt sector industrial sau energetic. Deci România este una dintre țările, nu foarte multe, care chiar are această expertiză. Vă mulțumesc! O seară bună!